Seara bună, oameni buni! Sebastian Drăgan vă invită să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Fețele Puterii, o ediție specială, cum v-ați obișnuit aici la MDI TV în fiecare seară. În această seară vom discuta despre o lege, despre o lege care este de importanță națională, o lege care ne privește pe toți, pentru că prin efectele ei vom avea sau nu mai multe locuri de muncă și, de asemenea, vom vedea dacă România se va alinia tendințelor europene, pentru că până în momentul de față se pare că nu a făcut-o. Așadar, vom discuta despre legea apărării, despre o nouă lege a industriei de apărare și pentru aceasta i-am invitat pe următorii. Aveți în platou, în direct cu dumneavoastră, o să încep prezentările cu domnul Constantin Bucuroiu, secretar național pe probleme industriei de apărare în Solidaritatea Metal. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Și ne bucurăm că ne dați vești bune, să sperăm să vedem dacă sunt sau nu chiar atât de bune. Alături de domnul Constantin Bucuroiu se află domnul Constantin Bădan, vicelider la UPS Dragomirești. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara dumneavoastră și celor care ne ascultă, ne urmăresc. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Alături de domnul Constantin Bădan se află domnul avocat Țunții Ștefănescu. Bună seara, Țunții, bine ai revenit. Bună seara și bine v-am regăsit. Și, nu în ultimul rând, Sorin Popescu, colegul meu, invitatul permanent al emisiunii Fețele Puterii. Bună seara, Sorin! Bună seara! Domnilor și domnilor, avem o lege, o nouă lege a industriei de apărare. Ce facem cu ea? Și nu este o întrebare retorică. Încercăm să aflăm de la invitații în această seară. Sunt proiecte noi? Va reuși România, până la urmă, să producă armament la standardele NATO cu forțe de muncă din România, cu personal înalt calificat? Pentru că, până la urmă, aceasta este miza acestei legi. Eu cred că este important ca, în continuare, începând din 2017, să se vadă ceva în această industrie de apărare, să se vadă că vin oameni, că sunt noi locuri de muncă, că se revigorează această industrie și că, până la urmă, dincolo de interesul direct, interesul național, pentru că avem nevoie de o asemenea lege, domnule Bucuroiu, încep cu dumneavoastră, de ce au trebuit să treacă atâția ani? Pentru că au fost, să zicem, 26 de ani în care industria de apărare a funcționat pe anumite legi, fără a mai avea legătură cu interesul național. Da, într-adevăr, 26 de ani industria de apărare a fost într-un picaj liber. Am ajuns de la 220.000 de locuri de muncă la 11.700 în momentul de față a luat per total industrie de apărare. Adică în procent, așa ca să tot dăm statistici, cât? Sub 10%? 10%, da. Sub 10%? Sub 10%, am spus sub 10%. Sub 10% din tot personalul calificat și înalt calificat care, și lucra, calificat, care da. Lucra în această industrie. Dezastru. Se pare că politica de stat aplicată în România a fost o politică destructivă, o politică care a îngenuncheat ce se numea înainte de 89 elita industriei românești, industria de apărare, care știm că a contribuit într-o proporție de peste 50% la plata datoriei externe, având în vedere că eram al cincelea exportator în lume de produse militare. Se pare că am fost condiționați în toată această perioadă din unele știri și informații pe care le avem ca România să nu mai producă tehnică militară, lucru care s-a văzut destul de bine ce s-a întâmplat. Am rămas o mână de oameni care ne-am agățat totuși că trebuie ca România să aibă în continuare propria industrie de apărare, că o țară nu se apără indiferent de alianțele din care face parte, alianțele cu sunt, armatele altor țări. Absolut, nu? Niciodată. Apărarea unei țări este realizată de propriul popor, de propria armată și se pare că după 26 de ani în care sindicatele prin gura la câțiva lideri, pentru că au fost o mână de oameni care nu s-au dat bătut și dumneavoastră presa a fost alături de noi și televiziunea și ne-ați sprijinit în toată această perioadă să atragem atenția de pericolul care am sprijinit România. Interesul public, interesul național, public, absolut, nu e firesc. Și în toată această perioadă, deci cu toți împreună, presă, televiziune, sindicate, am reușit după 26 de ani să convingem
atât clasa politică, cât și puterea administrativă a statului român și mai ales situația geopolitică, care în momentul de față nu este cea mai liniștitoare pentru partea de est a Europei, că România trebuie să fie într-adevăr dotată la înalte standarde militare și ca urmare am reușit să scoatem această lege, știind că istoria ei vine din 2002, când am realizat o ordonanță de urgență care n-a făcut altceva decât să protejeze un număr minim de locuri de muncă, pentru ca să putem ține la flacără aprinsă, să nu să distrugem absolut tot. Au fost ordonanțe, au fost hotărâri de guvern care s-au bătut cap în cap unele cu celelalte, unele și celelalte, lucru care a contribuit foarte, foarte mult la, cum să spun eu, la o înțelegere de multe ori e trunchiată sau la o neînțelegere a situației industriei de apărare. Și iată că în 2016 România în sfârșit are o lege a industriei de apărare. Și mă referam la 2007 și aici vreau să menționez, atunci a fost primul proiect de lege care a ajuns în după ce a trecut de toate comisiile Parlamentului, a ajuns în Comisia pentru Apărarea Camerei Deputaților și știți de ce a fost respinsă? Sub motivul că e prea sindicalizată. Cu alte cuvinte, adică ce? Că ține partea salariaților sau ce? Este de necrezut să faci o asemenea afirmație, având în vedere că acolo au participat la realizarea acestui proiect de lege din 2007 toate instituțiile statului, toate ministerele care sunt implicate pe industria de apărare. Dar acum este bine că totuși în 2016, după 26 de ani, România are o asemenea lege. România, în momentul de față, spunem noi că e la momentul zero, când de fapt ar trebui să renască industria românească de apărare. Ei bine, legea nu este apărută încă în monitor oficial. Deci e proaspăt. Legea este foarte proaspătă, da. Ea a fost promulgată de președintele României pe data de 24, a fost prezentată ca o mare realizare în data de 25 la cercul militar de la București. Toată lumea se pare că a înțeles acum esența acestei legi, toată lumea se pare că vor să tragă la căruța asta, indiferent de spectru politic, administrativ, sindicate, patronate și așa mai departe, și că și-au luat o direcție. Să sperăm că dacă suntem vigilenți, să sperăm că dacă urmărim cu atenție pașii care trebuie făcuți în continuare, pentru că avem 180 de zile să realizăm normele, dacă normele vor fi într-adevăr în spiritul legii și vor urmări să relanseze industria de apărare, atunci este un succes și putem să ne bucurăm că în sfârșit România a intrat în linia dreaptă pe industria de apărare. Dacă nu vom fi vigilenți și vom lăsa tot neaveniții să realizeze aceste norme, să le facă în așa fel încât în loc să descurce ițele acestei importante industrie a unei țări, atunci cu regret vom spune că a fost momentul zero pe care inclusiv noi sindicatele ne facem părtași că l-am greșit. De aceea eu spun vigilență maximă. Păcat că puțini au mai rămas cei care concură la acest lucru și mă refer atât de la patronate. Sunt câțiva oameni cu suflet care au pus inima aici. Sunt oameni de la partidele politice care s-au angrenat în această muncă cu responsabilitate și îi felicit pe cei care să nu-i au numim contribuit în campanie electorală și bănesc că au făcut-o. Am spus de la partide politice, n-am spus ce partide, n-am spus cine sunt acei oameni, se cunosc, se știu. Pentru că părerea mea, fără să fiu răutăcios în această seară, au făcut-o cam târziu. Probabil conjunctura asta internațională i-a grăbit pe mulți dintre ei să o facă măcar în al 14-lea ceas. Polonia a început mult în urma noastră și Polonia este mult în fața noastră. Da, domnule Bucuroiu, domnule Bădan, avem o lege, o nouă lege, ce facem cu ea? Întrebarea... O lege care, dacă... care vor fi efectele ei și ce credeți dumneavoastră că se va face? În primul rând... Microfon, nu uitați de microfon. În primul rând trebuie să vedem că după 30 de zile ea va intra în vigoare. După aceea, în cele 180 de zile trebuie să apară normele metodologice. Așa cum spunea și domnul Bucuroiu, este foarte important pașii pe care îi fac cei care se ocupă de crearea acestui cadru pe care îl lărgește această lege,
prin normele metodologice și care va pune în față, în primul rând, interesul național. Pentru că dacă mulți dintre noi știm, cei care reprezentăm cel puțin partea sindicaliștilor, că industria de apărare de fapt națională, de fapt nu a fost o industrie de apărare națională, tocmai prin faptul că strategia a lipsit cu desăvârșire în acest domeniu. Acum se pare că și la Moreni există un contract care e în desfășurare, la UPS Dragomireș la fel. Vom vorbi un contract despre în desfășurare, acest, da? Pentru care salariații așteaptă foarte mult și mai ales vrem să demonstrăm că acest numeric de personal pe care îl mai avem la dispoziție în industria de apărare poate să facă față, de fapt, ce să mai spunem, în industria de apărare au mai rămas oameni în vârstă, forța de muncă tânără nu vine și nu vine nu pentru că nu ar vrea să vină, noi, ca societăți, nu avem ce să le oferim, mă refer cel puțin la partea salarială. Este dezastru ce se întâmplă în partea asta a salariilor. La UPS Dragomirești am avut luni de zile când un muncitor cu înaltă calificare câștiga 1000 de lei. Păi asta spune foarte mult. Da. Deci un vânzător la un chioșc de magazin din ăsta mic de butic câștiga mai mult decât un specialist care s-a format în 10 de ani. Este rușinos. Aici aș face o mică intervenție la și să mă scuze colegul. În momentul în care noi am început să discutăm pe cadrul ultimei forme a legii, acesta care a fost și promulgat, s-a pus foarte mult accent pe forța de muncă, care media în momentul de față e de 54 de ani, deci ne dispar specialiștii din industria de apărare, iar din spate nu am reușit să aducem ceva nou. Ei, această lege în cadrul ei are prevederi foarte clare în ceea ce privește pregătirea profesională a tinerilor și atragerea lor către industria de apărare. Ce aduce concret, domnule Bucuroiu, această lege a industriei de apărare pe acest segment? Deci, cu ce e ea bună? Deci, care sunt elementele are prevederi foarte clare în ceea ce privește sistemul de pregătire profesională, având în vedere că cele trei ministere care au participat la acest subiect, pe partea socială și partea de pregătire profesională, este vorba de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Ministerul de Resort, este vorba de Ministerul Economiei, și-au dat mâna și împreună în norme vor găsi, zic eu, pârghile necesare ca tinerii să fie aduși pentru pregătire pe specialitățile de care industria de apărare are nevoie. De asemenea, se regăsesc resurse financiare, atât din bugetul intern, dar cât și din fonduri atrase din Uniunea Europeană. Aici o contribuție foarte puternică vor avea sindicatele, că știm că sindicatele pot să facă asemenea cursuri de pregătire profesională cu atragere de fonduri europene. Săptămâna trecută, aș face o paranteză aici, am avut discuții la București, atât la Roman, cât și la secretarul de stat pe industria de apărare, la domnul secretar de stat Bana Neculai, exact pe subiectul ce facem totuși ca să-i atragem. Pentru că în momentul de față, ceea ce spunea colegul Bădan, 1000 de lei nu aduce pe nimeni în industria de apărare. Ce facem cu salariile? Păi, pentru avem... că în momentul de față o doamnă care se ocupă de curățenie la Rompetrol are mai mult decât un inginer din marea industrie de apărare românească. Și atât ministrul Borg, care am avut ocazia să-l întâlnesc și să stau de vorbă cu el în data de 25, cât și Banea, în numele guvernului și a guvernului care vor veni, că nu se știe cât vor mai fi unii sau alții, s-au angajat să găsim soluții împreună cu Ministerul Finanțelor pentru o relaxare fiscală care să contribuie exact la acest lucru, să contribuie la posibilitatea de majorare a salariului în industria de apărare în funcție de specialitățile de care ea are nevoie. Da, vă rog, domnule Bădan. Tot la fel mai este problema bugetelor, care sunt foarte importante pentru societate, pentru societăți.
Ele, în general, se apropă undeva până luna iulie ale anului următor, cum ar veni, deci în 2017, cam prin iulie se poate, mai ales acum că nu s-a aprobat bugetul la nivel național, deci vă dați seama că se poate întârzia. Noi, în momentul acesta, despre ce investiții și dacă ai vrea să faci, nu le poți finaliza până la sfârșitul anului, pentru că dacă un buget apare undeva în luna iulie-august, nu mai este timp. Da, vă dau și niște... În același timp, vă rog. În strategia asta care ar trebui să existe la nivel de țară, ar trebui în primul rând să se pună în discuție fabrica de pulberi Făgăraș și fabrica de trotil, care pur și simplu, fabrica de pulberi de la Victoria și fabrica de TNT de la Făgăraș, care pun în discuție pentru toată partea asta de muniție, de unde putem lua substanța explozivă, pentru că este foarte important. Noi luăm din Iugoslavia, vă dați seama în contextul ăsta, nu o să ne țină nouă partea, știți sigur cu cine este Iugoslavia, da. După aceea... Alianțele se schimbă. Sunt așa, și atunci noi degeaba creăm știu, societăți puternice, dar dacă nu ai cu ce să materia primă... Să vină tot acolo, din țară, să fie să tot... din țară, da. Și să stai... Să ajungi din China sau din altă. E foarte greu. Domnule avocat Sunții Ștefănescu, avem o lege, iată, după 26 de ani, spunea domnul Bucuroiu, cred că suntem printre ultimele state, nu din Europa, care nu și-a protejat industria de apărare și, în general, industria. Ca de obicei, ești extrem de drăguț. Spui printre ultimele state, nu să spui ultimul stat. Hai, aș vrea să mergem un pic înapoi în istorie. Și din punct de vedere al filozofiei politice aplicate, care sunt funcțiile regaliene ale statului? Pentru că un stat nu trebuie să facă neapărat mașini de cusut sau aspiratoare, să n-ai de unde să iei altul. Să iau de la piața liberă a concurenței. Dar un stat trebuie să asigure funcțiile de apărare externă și internă, justiția, sănătatea, învățământul și o stare de normalitate a populației ca nivel de trai și toate acestea se conjugă. Dar ce spunea Cezar? A sintetizat extraordinar de bine. Si vis pacem, parabellum. Dacă dorești pacea, pregătește-te de război. Nu pentru ca să-l conduci, dar pentru ca adversarii potențial să vadă, băi, ăla e pregătit, mai bine ne zâmbim și lasă pe altă dată. E instruit, e înarmat, e exact, acest exact. Stat. Da. Și eu sunt convins că întregul motor al acestei renașteri și e păcat că trebuie să renaștem ceva ce exista și care a fost distrus. Nu pentru a întreține focare de război, ci tocmai pentru a permite statelor să aibă independența lor și avem și noi dreptul la independența noastră, chiar dacă acum ni se dictează primul ministru la jumătate de oră de nu știu unde sau de nu știu unde, da? Și după aia apare ca din întâmplare din pălărie. Putem să ne întrebăm din ce motiv a fost distrusă industria de apărare a țării? Pentru că prima funcție regaliană, o repet, este funcția de apărare externă, da? Pentru ca să pot să fac ce-mi trebuie în interiorul meu. Ori de incompetență, ori de cei care au fost aserviți intereselor altora, adică a concurenței, ori amândouă. Nu vreau să fiu ăla rău din seara asta, dar convingerea mea intimă este că în cazul unei incompetențe crase, a unei lipse de patriotism elementar, patriotismul adevărat nu e cu tot întreabă, sunt mândru că sunt român. Nu, sunt mândru că sunt român și fac asta bine, sunt mândru că sunt român și mă comport așa cum trebuie, sunt mândru că sunt român și reprezint bine România în străinătate. Nu că beau la bufetul gării și sunt mândru că sunt român și mă adună după jos. Nu acesta e. Județul Dâmbovița a fost unul dintre județele reprezentative din acest punct de vedere. Pe industria de apărare la nivel național. Absolut. Și acum a ajuns oameni ultracalificați. Mi s-a întâmplat acum 2 ani de zile să cumpăr ciuperci de la pe lângă Ile Caragiale pe acolo. M-am oprit, de obicei sunt locuitori așa mai rustri, dar am văzut o altă figură și m-am oprit. Și avea 2 coșuri de ciuperci.
zic, bună ziua, bună ziua, cu cât le dați, hai să luăm play, bine, 10 lei. Zic, dar dumneavoastră cu ce vă ocupați? Zice, am fost maestru la Mija. Mi-a fost așa rușine de mine. Ca să fii maestru la Mija, nu erai maestru la, cum îi zice asta, de curățenie orașului. Da. Sorin, te-aș ruga să intervii și tu. Iată, în sfârșit, în final, avem o lege, o lege a industriei de apărare, pentru că am tot realizat o serie de emisiuni. Aici, în studio, au fost mereu prezenți și cei din partea sindicatelor și cei de la secretariatul din industrie. Vom intra și noi prin telefon în această seară cu un reprezentant din București al Federației Metal. Dar, dincolo de discuții, dincolo de toate aceste vorbe, iată, după 26 de ani, se pare că se vrea să facă ceva. Crezi că se va reuși, măcar în contextul ăsta, să zicem, geopolitic actual? Sau s-a pus capăt și acestei... Măcar în seara asta ar fi trebuit să am un motiv de bucurie. Crede-mă și credeți-mă că nu l-am. Și am să vă și spun de ce. Eu îi cunosc pe cei care au distrus industria, dar mame, că m-am ocupat de ei. Și am scris ca jurnalist ei, vechi, ai scris pe subiectul ăsta foarte mult. Am scris despre ei și m-am ales cu un dosar penal pe o perioadă de 13 ani. Pentru că am scris despre cei care au distrus despre industria jaful din industria de armament. Da. Faptul că s-a dat acum o lege, pentru mine nu reprezintă absolut nimic. Pentru că în seara asta, eu pot să vă dau exemplu, de măcar vreo 10 legi care s-au dat și au fost votate și niciuna nu s-a aplicat. De asta e și întrebarea mea, Sorin, te rog să continui. Avem o lege a industriei, ce facem cu ea? Păi, nu facem absolut nimic. De ce trebuie să existe presiunea asta tot timpul în România ca o lege să mai fie și aplicată după ce e promulgată? Mie mi-a plăcut, și respectată. Mie mi-a plăcut o precizare a lui Donald Trump, ăsta pe care îl contestă toți proștii sau toți deștepții. Nu știu cine îl contestă. Le-a spus europenilor așa. Aveți bani. Faceți-vă o industrie de apărare. Dacă vreți să fiți apărați, apărați-vă că aveți bani, nu mai așteptați să vă apere alții. Și dacă ați promis cu toții că dați 2% din PIB pentru industria de armament, să dați. Iar dacă nu vreți să dați, să nu așteptați ziua în care să vină să vă apere alții, că nu o să vină nimeni. Lucrul ăsta trebuie să fie... Lucrul... Lasă-mă în pace cu alianțele. Câte alianțe n-au fost în istorie? Mica antantă, mica alea, mica alea. N-a fost nu-i garantase englezii pe cehi și pe ăștia și primii, și primii care au abandonat pe cehi au fost englezii și toți să spală pe mâini de tine când e ceva. Dacă nu ești pe picioarele tale, nu ești nimeni. Și vă spuneam că legea asta și să dea Dumnezeu să greșesc în seara asta cum mă rog la bunul Dumnezeu de 26 de ani de câte ori spun ceva să nu greșesc. Și nenorocirea e că de fiecare dată am avut dreptate. A, s-au apucat să dea o lege. Mai înainte de a da o lege, trebuia să vadă ce trebuie făcut, când trebuie făcut și de unde sunt banii și să dea bani. Ne trebuie, în prima fază, la o estimare a unora, vreo 5-6 miliarde. 5-6 miliarde de euro pusă deoparte pentru că nimeni nu poate să vadă, sau foarte puțin au văzut ce am văzut eu la Mija. Hale cât vedeai cu ochii. Utilaje excepționale, făcute harcea, parcea de indivizi, poate români, poate rom, nu contează. Au început întâi și au luat părțile de aluminiu, apoi au luat contactorii, apoi au dat totul la fier vechi. De unde le iei astăzi? De și unde le iei? Dar nu mă mai interesează asta, de unde le iei mâine? Pentru că o lungă perioadă de timp ele au fost importate. Și vreau să vă spun că am văzut cu ochii mei utilaje din Japonia, utilaje din Statele Unite, utilaje din Germania. Ți era milă să te uiți pe cutiile de viteze să vezi pinioanele, luceau de zlou ochii. Tăiate, bucată cu bucată și date la fier vechi. Bun, pentru că problema problemelor, așa cum o văd eu, și aș zice că mă pricep cât de cât la economie, ar fi trebuit să pună în primul rând problema de unde utilaje, și în același timp problema de unde bani. Și mai e o problemă. Ne-am adunat toți. Stai un pic. Și de unde oameni? Lasă, că pentru că, uite așa, oțeluri de calitate nu mai avem. Pulbere explozive nu mai avem. Producători de armament nu mai avem. Personal în cercetare nu mai avem.
Un model salarial nu avem. Deci nu avem nimic. Noi suntem în momentul de față, cum a zis Gogol, ca omul gol pe pământul gol. Câți au mai rămas? La 55 de ani au făcut ceva, au pritocit o lege și cei care au pritocit legea asta sunt cei care au vândut România, cei care au vândut industria de armament. Crede cineva acum sau poate să mă tâmpească pe mine cineva de azi pe mâine că peste noapte ăștia au devenit patrioți? Din patrioți au devenit patrioți? Să nu mi-o spună nimeni niciodată. Da, ca nu și... putem generaliza, Sorin. Nu. Dar și ce? Nu spunem eu la general. Eu vin pe aici din întâmplare și spun niște puncte de vedere cum sunt ele, așa cum le văd eu. Și închei partea zicând atât. Să mă ajute bunul Dumnezeu când să fie prima dată în astea 27 de ani când greșesc. Doamne ajută, așa să fie. Trebuie să luăm publicitate, stimați telespectatori. Venim la tema emisiunii. Vă așteptăm și telefoanele dumneavoastră. După pauza publicitară, mi se spune însă în regie că avem un telefon. Haide să nu-l lăsăm să aștepte. Bună seara, sunteți în direct. Cine? Domnul Gavrilă Marin. Bună seara, sunteți în direct. Da. Vă ascultăm. Să trăiți, domnul Dragan. Îmi place emisiunea ta care o faceți și... Îmi pare rău de Morene ăștia și de uzina mecanică și toți că au lucrat la oraș Moren. S-au mutat acolo, nu mi-a luat nici vechimea în carte de muncă, m-am acolo să iau. Știi ce se întâmplă? Mi-e drag când vorbiți așa. Dar stau aici la localitatea Răcar din Pați și nu mi-a făcut și mie, domnule. Nu ne-a făcut și nouă asfalt frumos așa pe străzi, care noi... Suntem cei mai muncitori de aici, aparținem de Caraveteanu, de la Răcari. Nu știu, domnule, cum s-a dat banii ăștia. Auziți, domnul Drăgan? Da. Toți banii cam a mers numai la Urzicianca. Da. De ce așa îmi dați și mie un răspuns? Vă rog frumos, nu pot să vă dau un răspuns, din păcate. Cum? Da, nu vă pot da eu un răspuns, domnule Gavrilă. Vă mulțumim pentru telefon. Trebuie să luăm publicitate. Răspunsul trebuie să vă dea oamenii care vă conduc acolo. Tema emisiunii este industria de apărare, nu asfaltul dintr-o localitate și acela este foarte important, dar am discutat pe această temă și vom reveni. Luăm publicitate și revenim. Emisiunea Fețele Puterii, din nou în direct, discutăm despre o nouă lege a industriei de apărare, de fapt prima lege, pentru că până acum se pare că această industrie a fost guvernată de ordonanțe și de alte reglementări legale care se băteau cap în cap. Ce va aduce nouă această lege? Va aduce noi locuri de muncă? Vom asista la o retehnologizare a fabricilor din această industrie? Vom vedea o creștere... o scădere a șomajului și o creștere a fluxului de personal calificat în această industrie, domnule Bucuroiu. De fapt, ăsta cred că trebuie să fie scopul final, nu? Dezvoltarea. Eu m-aș întoarce cu câteva luni în urmă, când eram în fața la Cotroceni, niște derbedei de la sindicate care urlam și strigam acolo în fața președinției că industria asta trebuie să aibă o lege, că industria asta trebuie repornită. Pentru mine, ca reprezentant al sindicatelor, legea asta îmi asigură posibilitatea de a mă bate altfel decât m-am bătut până acum. Deci acum bine mă băteam pe niște norme care se băteau cap în cap și pur și simplu îmi creau un mare dezavantaj mie ca un om care trebuia să apăr locurile de muncă, să apăr industria de apărare, pentru că interesul nostru al sindicatului era să avem locuri de muncă. Ne-am dus la Cotroceni, am bătut cu pumnul masă și pe primul subiect al discuțiilor de la Cotroceni a fost această lege. Pentru că elimină tot balastrul ăla care era de un almagam de hotărâri de guvern, de ordonanțe date fiecare cu scopuri diferite. Aduceți-vă aminte că peste noapte se putea înființa o societate care putea să facă comerț exterior cu armament, în timp ce cei care trebuia să se ocupe din partea statului român de aceste industrie nu aveau pârghiile necesare. Aduceți-vă aminte cum s-au făcut achiziții timp de 26 de ani în care s-au prăpădit milioane și milioane de euro și dacă te duci în cadrul unităților de asta, Ministerului Apărării Naționale, le găsești goale, fără tehnică militară și te întrebi, bă, dar 26 de ani, banii luați din buzunarul oamenilor, unde s-a dus? Hei, avem această lege, cel puțin mă raportez la ea. Avem aici pe domnul avocat
mă duc la domnul avocat să mă reprezinte și spun în spiritul la ce spune legea asta la subiectul cu tare, mija. Și iau un exemplu acum, ce aduce mija asta, ce aduce legea asta în plus. Mija. Stă în momentul de față pe pământ străin. Dacă se supără cei de la Silvic, îi dă afară mâine. Păi, spune, băi, plecați că ăsta e locul nostru, e teritoriul nostru, voi ați venit aici așa, peste noapte. Deci nu au reglementat legea asta juridic. Vine și da. Reglementează și spune că mija, care este unitate strategică în sistemul industriei de apărare, achiziționează terenul ăla cu titlul gratuit de la Silvic, îl trece în patrimoniul lor și aia este un loc strategic care concură la această strategie de apărare a României și a securității. Un punct, un subiect. Spunea colegul meu, ce se întâmplă cu salariatul ăsta care a rămas fără apărare din toate punctele de vedere din industria de apărare? Păi el are dreptul la niște norme care îl trimite la grupele de muncă. Această lege îi dă dreptul să-l încadreze din nou, pentru că pirotehnistul de la Dragomirec și pirotehnistul de la Mija, de exemplu, nu mai are grupă de muncă. În schimb, pirotehnistul de la Satu și cel de la Cugir are grupă de muncă. Vedeți câte inechitate între doi oameni care pune cu mânuța pulbere și explozibil în cartușe acolo. În al treilea rând, mentenanța produselor. Ministerul Apărării Naționale cum făcea mentenanța până acolo? Cu ce banii mai rămânea până la sfârșitul anului? Băi, Morin, mai faceți și vă două transportoare, că ăștia sunt banii pe care îi avem pe anul ăsta, sau ne-am mai rămân niște mărunțiși. Bă, tancurile București, mai faceți și voi ceva și așa mai departe. Hei, legea asta spune că mentenanța se face la producător. Legea asta vine și spune că se fac centre naționale de mentenanță. Și atunci înseamnă că transportoarele blindate pe roți trebuie să meargă la Moreni după un program foarte bine. Și mai spune ceva. Spune că toate fondurile pe mentenanță se duc într-un capitol separat. Nu ca până acum. Cheltui cât, cheltui pe ce, cheltui nu știu. Și la sfârșitul anului, dacă mai rămâne ceva, dau pe blindate sau pe tancuri. Dacă nu, bă băieți, salut! Domnule Bucură, ați amintit de Moreni. Știu că aveți noutăți cu privire la automecanica Moreni și v-aș ruga să le faceți publice, în măsura în care le puteți face. Am spus-o și o repet. Avem și noi prudență exagerată în momentul de față, pentru că și noi, așa cum spunea domnul Popescu foarte bine, 26 de ani, am fost de multe ori păcăliți, de multe ori fentat și nu mai știu cum să spun. Ei, acum, la Moreni, se întâmplă un fenomen. Se întâmplă un fenomen care vine exact în spiritul a ce spune legea asta, că trebuie să dezvoltăm industria de apărare, să o retehnologizăm, să o modernizăm, să devenim competitiv, să devenim o țară care să avem o industrie de apărare care să concure alături de partenerii noștri, indiferent din ce zonă vin, dar care sunt parteneri în alianțele noastre, să participăm cu drepturi egale. La Moreni, s-au studiat 9 firme producătoare de transportoare din lume. S-au făcut întâlniri și au prezentat fiecare capabilitățile, produsele. Din cele 9 firme au fost selectate 5. Din 5 au rămas 3. A fost, până la urmă, aleasă Rheinmetall-ul ca să participe alături de unitatea de la Moreni, să facă o societate mixtă care să producă noul transportor blindat pentru armata română. Noul transportor blindat va fi cel românesc sau noul transportor sau blindat va fi transportor românesc pentru România. Și la export se va face într-un parteneriat egal de 50-50%, partea germană și partea română. Ne întrebăm și noi acum. Bun, vom fi serioși până la capăt? Suntem parteneri cu drepturi egale, 50-50%. Vom respecta acest 50-50%, că e cam unic în istorie, 50-50. De obicei, 51-49. Și așa mai departe. Ei, de data asta intrăm partener total egal. Un partener care avem aceleași drepturi și unii și ceilalți și care trebuie să scoatem un transportor pe care va scrie România. În sfârșit, deci o veste bună. Sperăm să se și concretizeze, să nu rămână doar la nivel... Ei, asta spuneam eu. Lupta acum începe. Și de ce începe acum lupta pentru Moreni? Că înființarea acestei pune semne de întrebări. Dar de ce societate mixtă și nu s-a mers pe varianta automecanica Moreni? Ce se întâmplă cu automecanica Moreni? Care rămâne? Sunt întrebări importante și noi trebuie să mergem să rezolvăm problema asta. Sindicatele deja au înaintat problema Morenului. Deci societatea mixtă care va începe proiectarea noului transportor română-germană
a noului transportor cu forță de muncă din România, cu specialiști din România, cu angajări din România, cu locuri de muncă din România și pe orizontală cu o desfășurare de peste 60% la realizarea produsului, iar noi acum trebuie să mergem la porțile înaltului conducător să-i spunem, da, dar uite legea ce spune, că pe mine trebuie să mă transform într-o societate, Centrul Național de Mentenanță și Producție a blindatelor pe roți. Deci de acum încolo vreau în programele multianuale să veniți și să-mi spuneți, Moreniu, are 5 produse pe an, pe lună, de modernizat sau de reparație capitală. Ei, în paralel, zice și de producție. Deci Moreniu poate să producă Saur 2 să-l vândă în Honolulu? Poate! Pentru că Saur 2 nu este un concurent al noului transportor pe care îl face societatea mixtă automecanica Rheinmetall. Bun. Automecanica Moreni poate să intre direct în programul noului transportor, cel care în 2020 trebuie să fie pus pe masa Ministerului Apărării Naționale? Poate. Pentru că este un bun producător de carcase blindate și am dovedit prin ce s-a întâmplat cu cele două explozii controlate care au arătat capacitatea specialiștilor de la Moreni de a realiza acest produs. Deci, toate lucrurile acestea însumate, ce ar trebui să aducă? Ar trebui să aducă cel puțin după mine, dacă lucrurile ar merge în spiritul legii și vin încă o dată la lege, pentru că acum mă raportez la ea și l-am pe domnul avocat care va lupta alături de mine ca să o apărăm, cel puțin 500 de locuri de muncă până în 2020. Doamne ajută să fie așa, eu sper ca să fie mai mult decât atât, și dacă această lege își va produce efectele și asupra celorlalte capacități și unități. Și încă un lucru important, zice centre de cercetare dezvoltare. Știți că după puternicul centru de cercetare al armatei, pe care domnul Popescu știe foarte bine, vechiul 111, a dispărut cercetarea dezvoltare în România pe industria de apărare? Păi dacă la noi 26 de ani am rămas fără cercetare, dezvoltare, pe armament, vă dați seama unde s-au dus concurenții noștri din afară în anul 2016-2017? S-au dus la 26 de ani înaintea noastră. Iar noi acum trebuie să, prin spiritul acestei legi pe care trebuie să ne dăm viața pentru ea ca să meargă așa cum e aici și să luptăm pentru ea, ei, acum trebuie să ducem centrele astea de cercetare pentru că avem tineri, eu vă spun, dacă vom aduce și resursele financiare necesare, avem tineri creatori care vă spun că în 10 ani recuperează cei 26 de ani pe care i-am pierdut. Domnul Bucurău, trebuie să vă întreb o secundă imediat, Sorin. Doar o clipă. Te rog, că l-avem la telefon pe domnul. E pentru prima oară când în țara noastră vin nemți. Am avut până acum de a face cu tot felul de ciurucuri după lumea asta, care au venit pe aici să vândă, să fură, să jefuiască. Ei, este un punct de vedere și ăsta. Pentru prima nemți au mai venit pe aici pe la noi, dar au dat peste hahalere și au plecat. N-aveau eu timp de pierdut cu Ei, pentru prima dată când vine o firmă germană. Eu știu că tot ceea ce au făcut nemții de-a lungul timpului este un lucru de cea mai înaltă calitate. Da. L-avem la telefon pe domnul Gheorghe Sora, președinte Federația Solidaritate Metal. Bună seara, domnule Sora, sunteți în direct. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Da, ce rugăminte am la dumneavoastră? Să fiți direct și să-mi spuneți, avem o lege în sfârșit, ce faceți cu ea, ce facem cu ea, ce aduce nouă această lege și dacă va salva industria de apărare a României, această lege? În mod cert este o lege pe care noi ne-o dorim de foarte, foarte mult timp. Nu știu acum din ce motive politicienii și guvernul actual au hotărât că este momentul ca această lege să fie pusă în aplicare, să fie promulgată și să încercăm de aici încolo să construim pe lângă ea. De ce vă spun că este un moment foarte, foarte important? Pentru că am cerut întotdeauna ca industria de apărare să fie tratată ca o industrie specială, așa cum este ea definită și în legile trecute și mai ales în legea de acum. Ce înseamnă acest lucru? Că ea trebuie să aibă, are niște particularități și ca atare trebuie ca statul român, ca întregul popor român să trateze această industrie cu prioritate.
Mai ales în conjunctura actuală, mai ales în, în forma actuală a climatului geopolitic din, din lume, el este foarte, foarte necesară. Ce se va întâmpla cu industria de apărare? Noi sperăm ca de acum încolo toate lucrurile care ne-au încurcat să ne dezvoltăm să fie stopate și să, să fie un moment zero de la care, de la care această industrie să crească. Are o serie întreagă de oameni deosebiți, are o serie întreagă de capacități de producție și, de ce să nu spunem, și produse care sunt foarte căutate în străinătate și, de ce nu, ar trebui promovate și în instituțiile de securitate din România. Așa că toate lucrurile care ne-au încurcat până acum au fost eliminate prin această lege și de acum încolo ne așteptăm ca toate întreprinderile care sunt în, această, în acest sector al industriei de apărare să aibă un moment zero de la care să înceapă să, să crească. Eu sunt fer convins că atâta vreme cât o serie întreagă de taxe și impozite care erau normale, de exemplu, pentru o întreprindere pe legea 31, o întreprindere industrială pe legea 31, care au fost eliminate de la acest sector special de apărare, să fie un, un impuls, să fie o bază de plecare pentru dezvoltarea acestor industrii. Am auzit mai devreme ce spunea și colegul meu, Constantin Bucuroiu, că este pentru prima dată când și străinii au venit să se intereseze pentru a face în prima fază întreprinderi mixte și eu sunt fel convins că întreprinderile noastre vor participa la sistemul european de, de securitate, nu neapărat prin produse integrate, dar cel puțin prin o serie întreagă de subansamble care se vor face în România și vor conduce la o dezvoltare a industriei de apărare din Europa. Dacă ați urmărit foarte bine și declarațiile care au fost făcute și în campania electorală și după ce a câștigat alegerile Donald Trump, el a spus foarte clar că este de acord ca NATO, da, să fie o instituție serioasă la care fiecare să participe așa cum s-a angajat. Din păcate, nu numai România, dar Europa a rămas datoare la acest, la acest capitol. Acum, probabil că forțându-se lucrurile, Europa va trebui să se gândească că la acest sistem mondial de, de apărare transatlantic va trebui să participe nu numai cu numele sau nu numai cu hârtiile, ci va trebui să participe efectiv. Eu, ca membru al Comisiei Consultative a, a CES-ului Europa, am discutat de foarte multe ori această problemă. Europa a luat decizia ca în următorii 10 ani, nu numai pe cercetare în industria de apărare, să aloce circa 10 miliarde de euro. Deci este o sumă colosală de care nu s-a vorbit până acum. Iată că acum avem toate premizele ca această industrie în Europa și în speță și în România ea să fie, să fie dezvoltată. Nu avem deocamdată pe cercetare pentru că ce am avut am distrus, dar nu este momentul foarte târziu ca și la noi acest lucru să fie tratat cu foarte multă seriozitate, să se investească puțin, pentru că oameni calificați avem foarte mult, abia așteaptă ca un astfel de centru să fie dezvoltat în România. Și de aici încolo lucrurile să evolueze foarte, foarte bine pentru, pentru noi. Într-un cuvânt, eu spun că ceea ce a fost greu s-a deblocat în România. De acum încolo depind de guvernanți, de noi toți, ca lucrurile să fie foarte, foarte bune pentru acest sector și dezvoltarea lui să nu dureze foarte, foarte mult. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Sora. Revenim în, în platou. Sorin, doreai să intervii, te rog. L-am cunoscut pe domnul Sora acum 19 sau 20 de ani la o conferință de presă de la Moreni. Era și domnul Neagu, fostul lider de sindicat de la Moreni și dânsii ne-au dat niște documente. Îl regăsesc astăzi spunând niște lucruri și consider că este unul dintre patrioții români, așa cum în industria de apărare au rămas patrioți români și oameni care s-au zbătut.
Nu contează că eu m-am ales cu un dosar penal pe 13 ani și astăzi nu mai contează nimic. Ideal ar fi dacă s-ar face ceva. Cu sufletul îndoit, eu spun că nu am încredere. Încă o dată repet și cu asta închei în seara asta, să dea Dumnezeu să fie prima dată când greșesc. Da, ne apropiem de final de emisiune. V-aș ruga câte o concluzie, domnule Bucuroiu. Rolul meu este, alături de Gheorghe Sora, alături de Bădan și alături de toți sindicaliștii, să ne facem treaba bine, în așa fel încât cei care conduc destinul acestei industrie să nu mai greșească și să nu ne mai confruntăm cu ce ne-am confruntat după 90. Domnule Bădan. Eu cred că este foarte important pentru cei care lucrează în Ministerul de Apărare capitolul de investiții. Fără investiții nu se poate face mare lucru. Degeaba trebuie avem să, lege, nu? Trebuie să înțelegeți și să înțeleagă statul român că UPS Dragomirești de asta a ajuns cu salariile la nivelul de 1000 de lei pe lună pentru salariat, pentru că ce am făcut ca omologări de produse, deci noi avem o muniție adaptată NATO pentru toate calibrele. Este foarte important că le avem omologate, acum ne trebuie comenzi. Da, să fie. Doar la asta se rezumă. Vă rog, că văd că doreați să interveniți din nou. Nu. Domnule avocat, vă rog. Aș vrea, înainte de a spune ultima jumătate de frază, să încerc să-mi aduc contribuția la lămuri anumite probleme. Și domnul Bucuroi a pus foarte bine întrebarea de ce 50-50. Domnul Bucuroi, să știți că este singurul mod în care ești condamnat să te înțelegi. Toate filmele cu cei doi care au evadat, bineînțeles, erau oameni nevinovați, un sistem nedrept i-a adus în pușcărie, nu e o pledoarie pentru evadare, dar au fost obligați să fugă împreună, că erau legați cu lanțul. De ce societate mixtă? Fiindcă nu mai este COS-ul și vă vorbește cel care a tradus toată documentația, fiindcă am fost translator la combinat și licența era de la Witten, am fost la Witten, am fost în Austria la Steyr, mașinile de forjat radiale care erau pe protocolul Cocon, n-avea ce să caute în partea ailaltă a barierei. Primul lucru când l-au luat elvețienii, au fost, au demontat mașinile și de-aia e nevoie de mixt. Nu mai avem oțel, nu mai avem mai. Să dea Dumnezeu și vă doresc mult succes pentru că faceți ceea ce ar trebui să facă guvernele successive. Deci vedeți, prima alianță deja s-a realizat. Sindicatele și împreună cu partea de apărare a dreptății acestei legi s-a creat, iar domnul Popescu veghează la realizare. Da. Să sperăm că această lege, și vă fac invitația încă de pe acum, după ce vor apărea normele ei de aplicare, pentru că întotdeauna așa se întâmplă la români, legea sună bine, arată bine, toți care o văd spun da, este o lege bună, când apar normele de aplicare ale ei, se pot schimba foarte multe lucruri. Vă rog, da, aș vrea să vă aduc la cunoștință. Și că atunci vă fac invitația încă de pe acum, în momentul în care vor veni aceste norme de aplicare, să ne vedem din nou aici în studio și să o analizăm, pentru că suntem cu ochii pe România. Da, aș vrea să vă aduc la cunoștință că timp de 3 ani de zile a fost o comisie interministerială în care au participat și doi reprezentanți ai sindicatelor, subsemnatul și cu Adrian Nania de la Federația Unirea, timp de 3 ani la parcursul acestei legi, iar în ultima discuție care am avut-o cu ministrul Borg pe data de 25 și secretarul de stat, reprezentanții sindicatelor vor fi întotdeauna ca cei care veghează asupra realizării normelor. Da, așa să fie, dar vom vedea. Dacă nu va fi, ducem ca la Cotroceni, iară cu trupa mare. La proba contrarie, nu învederez neapărat scepticismul lui Sorin Popescu, dar să așteptăm. În România, România avea nevoie de o asemenea lege, o lege a industriei de apărare, după 26 de ani. În sfârșit, poate le-au venit mințile la cap politicienilor, însă vom fi cu ochii pe ei în continuare. Sebastian Drăgan, vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit până la această oră. Vă invit în continuare să urmăriți emisiunile MDI TV. Urmează George Manea cu dosarele MDI, o ediție incendiară, nu ratați. Alături de invitații mei din această seară, vă spun la revedere!